Mai aveți timp să intrați printr-o alimentară? Da. Da? Cât costă un litru de ulei? Uite, întreabă unul dintre deci, ca să vedem că suntem... am fost, am fost, nici nu mi-amintesc, eu sunt cam dus cu zilele așa, nu le țin calendarul foarte... Am fost ieri în magazinul de lângă mine, am cumpărat un sul de hârtie pentru bucătărie, am cumpărat o pâine, am cumpărat un litru de lapte, am cumpărat un pate și o bucată de brânză. Total am plătit undeva la 84 de lei. Dar să vă spun detaliat, un litru de ulei, din punctul meu de vedere, acum ajunge... Poate și ironic întrebarea vis-a-vis de acel episod din Parlament. E undeva, variază de unde îl cumperi, în funcție de... Poate fi și 6 lei, poate fi și 5 lei, poate fi și 4 lei și 50 de bani, depinde de unde îl iei. Un litru de ulei, 4,29, acum e 7,01. Variază de unde îl cumperi, în funcție de... Poate fi și 6 lei, poate fi și 5 lei, poate fi și 4 lei și 50 de bani, depinde de unde îl iei. De exemplu, de unde îmi fac eu cumpărăturile, acel magazin, eu stau undeva în zona de jos a orașului, acolo chiar funcționează un magazin de tip Angro.